Bine ați revenit, dragi prieteni, la Farfuria Veselă! Astăzi vreau să vă îndulcesc cu o prăjitură foarte bună, foarte simplu de pregătit și anume cu pișcoturi, foi de napolitane și o budincă pregătită în casă. Rețeta e foarte simplă, urmează chiar acum! Mă voi folosi pentru rețeta de astăzi de pișcoturi, foi de napolitane pe care le găsiți în magazin, 250 de grame de unt la temperatura camerei, 3 linguri de zahăr pudră, budincă de ciocolată pe care am pregătit-o în casă și veți găsi rețeta pentru aceasta tot pe blogul și pe canalul nostru de YouTube, esență de rom pentru aromă și vom glazura prăjitura cu 100 de grame de ciocolată pe care o vom topi. Voi pregăti crema spumând bine untul împreună cu zahărul pudră. Ne ajutăm de mixer. Voi adăuga acum treptat din budinca pregătită și răcită și o voi incorpora foarte bine în crema de unt. Voi adăuga acum și esență de rom. Voi mixa în continuare. Am luat o foaie de napolitană și 3 pișcoturi pe care le-am așezat pe această foaie, lăsând spațiu între ele și voi tăia cu cuțitul foaia de napolitană. În acest mod am tăiat foaia de napolitană cât să-mi încapă și în tavă, dar să-mi încapă și pișcoturile, după cum ați văzut la modul ăsta. Voi pune cremă, un strat de cremă, pe toată foaia și o nivelăm frumos. După ce am așezat un strat de cremă și l-am nivelat frumos, așezăm pișcoturile. Lăsăm distanța între ele. Și acum voi pune un strat de cremă fără a mișca pișcoturile. Punem cremă și printre acestea. Dar încercăm să nu le mișcăm din loc. Nivelăm cu grijă. Am nivelat bine crema și printre pișcoturi și pe deasupra lor. Și acum voi veni cu un nou strat de pișcoturi. De data asta numai câte 2 vom așeza. Și iarăși un strat de cremă.
Am așezat și ultimul strat de pișcoturi și le vom îmbrăca și pe acestea în cremă. Din foile de napolitana am tăiat și lateralele prăjiturii și o presăm să se lipească de cremă și pe cea de-a doua. Perfect! Acum nu ne rămâne decât să glazurăm prăjiturile. Am topit ciocolata și cu ajutorul unei pensule voi glazura ușor prăjitura. Am glazurat prăjitura pe ambele părți, acum o voi pune în frigider și va sta acolo cel mai bine până a doua zi, când pișcoturile se vor înmuia și o vom putea porționa foarte frumos. Aceasta a fost rețeta de astăzi, rețeta unui desert foarte simplu de pregătit și anume prăjitură cu foi de napolitane, cu pișcoturi și cu budincă de casă, un desert pe care vă invit să-l pregătiți și voi. Atât pentru astăzi, până data viitoare, nu uitați să fiți veseli!